mașina personală și a venit la școala Roșia. Deci tot evenimentul se întâmpla la școala din Cornățel, structura școlii Roșia. A venit la școala Roșia, pe drum m-a sunat și mi-a spus că s-a întâmplat ceva grav la Cornățel. Momentul în care a ajuns la Roșia, i-am spus să vină de urgență la Roșia, momentul în care a ajuns, mi-a povestit ceea ce v-am zis și dumneavoastră, că a fost agresată de un individ, individul respectiv fiind fratele celelalte învățătoare. Evenimentul, bănuiesc că s-a întâmplat pe în urma unui neînțelegeri între cele două învățătoare. Când a ajuns la Roșia, mi-a povestit ce s-a întâmplat aici. Doamna învățătoare a reușit, chiar înainte să înceapă conflictul sau în timpul conflictului, să pornească laptopul și să înregistreze tot ce s-a întâmplat în momentele respective. Când a ajuns la Roșia, a fost urmărită de acel individ. În timp ce doamna mi-a explicat ce s-a întâmplat, individul a intrat în cancelarie unde purtam discuțiile și în cancelarie, aflându-se și cealaltă învățătoare, împreună cu tatăl ei, și a intrat în cancelarie folosind la fel un limbaj, a urlat la noi, în special la mine, ca director al școlii. Folosea cuvinte licențioase și a încercat să vină spre mine, în momentul în care tatăl lui și al celelalte învățătoare a intervenit și l-a împins afară din cancelarie și din școală. V-a fost teamă? Când a intrat așa, valvurtej și era... Nu mi-e teamă de lucrurile acestea. În moment ce el urla, eu am dat deja telefon la poliție și am cerut poliției să trimită un echipaj de urgență la școala Roșia pentru ca să intervină în acest lucru. S-au mai întâmplat astfel de lucruri în școală, cel puțin de când stăteați dumneavoastră director? Nu s-au mai întâmplat nici cum sub această formă. Deci au mai fost discuții cu diversi părinți care erau supărați, dar nu. Și mai ales între două cadre didactice? Deci conflictul între cele două cadre didactice este altceva, este de altă natură. Deci o înțelegere între două cadre didactice. Problema care este gravă este că cineva din comunitate și din alt sat a intrat peste un cadru didactic, încercând să... Deci în înregistrarea care a făcut-o, se aude clar că te omor. Vă dați seama, lucrul acesta este foarte grav. Problema este că ne simțim neprotejați de lege, pentru că oricine poate să intre peste noi, poate să ne dea în cap. Ce noi veți face? Poftiți? Ce veți face în momentul ăsta? Deci veți face o anchetă? În momentul acesta eu am demarat o anchetă disciplinară în școală să constat care a fost motivul care a dus la acest conflict între cele două doamne învățătoare. Mâine avem Consiliul de Administrație care va stabili Comisia de Disciplină, urmând ca în urma raportului Comisiei de Disciplină să luăm măsurile care se cuvin. Nu pot să vă spun mai mult, pentru că nu știu cine este cu adevărat vinovat. Mă scuzați.